Știți bancul cu unul mai? Unul mai carismatic decât el n-ați văzut. Să-l aplaudăm cu zâmbetul pe buze pe simpaticul Cabron. Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii? Știți bancul cu noiembrie? Nu. Nici eu. Astăzi avem de jucat 6 runde, răspunsurile favorite sunt puse pe ecran și dau... puncte! Dacă nu dau puncte, atunci... ghinion! Cine? Gheleonu? Am înțeles, Gheleonu. Da. Aveam și un intro foarte bun. Stați un pic că... mă rog, nu-l mai am pe aici. În sfârșit, ideea e foarte simplă. Știți că, în general... oamenii foarte importanți ai lumii au foarte multe chestii comune, cum ar fi. Dar așa, arcuri peste istorie, de înainte ere noastre până acum, arcuri peste oceane, din România până în America, arcuri peste... Și ce zic? Adică au oamenii mari ai istoriei, cei care au făcut istorie, care au schimbat lumea în bine, au chestii comune. Arcuri. Ce anume? Au arcuri, da, au aceste, da. Că, de exemplu, am găsit o chestie, că președintele american George W. Bush are o problemă și nu mănâncă deloc broccoli. Ați văzut? Ce vorbești, domne? Casa Albă și Casa Gri din Vercen sunt, uite așa sunt. Ce vorbești? Cu cine jucăm astăzi? În aplauzele voastre, familia Ierofte. Ei sunt din Valul lui Traian, Constanța, conduși de Marian. Salut, Marian. Salut, Cabral. Marian este cadru militar și columbofil cu acte în regulă. Îngrijește porumbei atât pentru concursuri, cât și pentru evenimente festive. Se dă în vânt după cărătorii, dar nu poate spune același lucru despre gătit. Nu îi plac sarmalele în foi de viță. Aoleu, dar ce ți-au făcut? Sunt mai bune alea în... ca să mai bune, înțeleg, dar așa, nu că nu-ți plac, adică dacă spun în față... Nu mănânc. Nu mănânci? Nu. Dar dacă le dezbrac. Dacă le faci... Dezbrac. Cu cine ai mai venit, Marian? Cu scumpa mea soție. Bună, Vali. Bună. Mai sunt 3 în dreapta, că nu-i cunosc. Suntem neamuri. Păi asta zic, asta întreb, ce neamuri sunteți? Veri. Veri, Tavi, e vărul tău. Da. Am înțeles. Marta e verișoara ta. Am înțeles. Și Flori. Flori. Verișoara după văr. Tot, e verișoara după văr. Da. Am înțeles. Și eu sunt vecin după stradă. Asta e. Da. Vali. Vali este de profesie șefă de benzinărie, dar dacă îi guși dulciurile cu nucă, jur că este cofetar. Adoră plimbările în natură, oamenii sinceri și filmele care o emoționează. Nu prea îi place să strângă după alții, să mănânce alte viețuitori marine, în afară de pești, și fuge de câinii supărați. Am înțeles. Bun. Tavi este un amarator ambițios, darnic și corect din calea afară. Îl pasionează jocurile pe telefon, ciorba de burtă și într-o altă viață i-ar fi plăcut să fie mecanic auto. Ce e la amarator? O firmă care asigură marfa pe vapoare, containere, orice... E greu. Da. Da. Și important. Că dacă ai greșit-o, afli. Te-ai dus. Marta este mamă cu program complet și iubește ziua curățeniei cu muzica dată la maximum. Ne mărturisește că este răbdătoare, calmă și foarte înțelegătoare. Dar totul până vine vorba de ciorba de pește pe care nu o suportă. Nu așa, cu niște mușdei, cu, nu? Nu. Doamne ferește. Dar nu te stai, te uiți în altă parte. Că așa, din coadă după așa, și tu ai dreptate. Flori este casnica ce detestă să se enerveze, preferă să se plimbe sau să stea. Normal. O deranjează urcăitul broaștelor, nu s-ar îmbrăca niciodată în personaje de desene animate și recunoaște că nu îi plac ciorbele. Dar cartofii prăjiți și papanași, iată, îi iubești. Toată lumea bine? Da. Hai să-l distrăm, baftă. Mulțumim. Să fie. Baftă. Mulțumim. Baftă. Baftă. De cealaltă parte, familia Radu. Cea de-a doua ediție din Craiova sunt ei conduși în luptă de Viorel. Salut, Viorel. Salut. Viorel, cu cine ai venit astăzi? Cu soția Laura. Bună. Laura.
S-a dus tot zahărul, toată mierea, s-a dus la ghenă, s-au dus toate. Cu cine ai venit? Cu otrăvita. Ați văzut? Deci, cu cine ai venit, Viorel? Scuză-mă că nu... Cu Dulcea, iubita, frumoasa mea soție, Laura. N-a crezut nimic din ce a zis, ați văzut? Da. Nimic, a zis așa, că să zic că m-a pus omul ăsta, dar lasă că vorbim noi acasă. Bună, Laura. Bună. Cu cumnata ca o soră, Adina. Bună, cumnata ca o soră, Adina. Păi e o soră, e. Da, e și ca o soră a mea. Ah, ok, am înțeles. Așa. Cu nașa cumnatei, care mi-e ca o mamă, nașa Irina. Bună. Mirela. O luăm de la capăt. Stai doar un pic, că nu... Deci... E ca o mamă. Spirituală. Mie se pare că e o soră mai mică, dar tu ai zis că e ca o mamă. Ok, bă, o soră mai mică, mai mare. După aia a zis Irina. Irina și după aia a zis, Mirela. Eu nu știu cum... Sunteți veniți cu mașina? Da. Cu mai multe mașini? Nu. Și crezi că o să-ți fie greu cu trenul spre casă? Este conducătorul auto. Ce anume? De ce el conduce? Sunt șofer. Am mai văzut eu șofer rămâși pe dreapta. În sfârșit. Deci, cu ai venit și cu mama ta, să rămână mama. Și cu cine mi-ai venit? Și cu nașul cumnatei fermecător. Fermecător, am înțeles. Deci e Costel. Singurul mișto de toată gașca asta. Dacă el e fermecător, restul... Pe acolo. Deci... Am venit cu Laura, mă rog, cu Adina, în sfârșit cu Mirela, în sfârșit și cu Costel Fermecător. Baftă. Mersi. Baftă. Să fie. Cu cine jucăm? Hai să facem așa, uite, zic eu și răspunsul vostru. Cu cine jucăm? Cu capitanii, unde? În față, ce rundă? Prima! Să vedem câte variante. 8 variante. Am întrebat 100 de români. Ești o fetiță de 7 ani. Cum este eroina filmului tău preferat de vrei să fii și tu ca ea? Frumoasă. Frumoasă. Bun. Energică. Energică. Avem... Jucăm față, mai să jucăm. Mulțumesc, Viorel. Ești o fetiță de 7 ani. Cum este eroina filmului tău preferat de vrei să fii și tu ca ea? Curajoasă. Curajoasă, domne. Foarte bine. Bravo. Tavi, ești o fetiță de 7 ani. Cum este eroina filmului tău preferat de vrei să fii și tu ca ea? Prințesă. Na. Foarte bine, domnule. Ești o fetiță de 7 ani. Cum este eroina filmului tău preferat de vrei să fii și tu ca ea? Neastă împărată. No. Na, ați avut dreptate voi acum. Flori, ești o fetiță de 7 ani. Cum este eroina filmului tău preferat de vrei să fii și tu ca ea? Magică. Aveți dreptul să vă sătuiți? Marian, ești o fetiță de 7 ani. Cum este eroina filmului tău preferat de vrei să fii și tu ca ea? Deșteaptă. Deșteaptă. Bun. Bravo. Vali, ești o fetiță de 7 ani. Cum este eroina filmului tău preferat de vrei să fii și tu ca ea? Cu minte. Și cu minte și deșteaptă, nu prea. Ia să vedem, domnule. Puteri supranaturale, supererou. Ok. Regina. Ok. Supererou. Am înțeles. Supererou. Am înțeles. 3 variante, domnule. Ești o fetiță de 7 ani, Viorel. Cum este eroina filmului tău preferat de vrei să fii și tu ca ea? Supererou. Da. Câștigă această rundă familia Irofte. Apropo de... Ce? Zână. Zână. Cu părul lung.
Dacă prințesa cheală nu prea e... Da, probabil, nu știu de ce, dar nu. Slăbuță. Da. Da. Știți aia cu tica, tica, tica? M-a bătut mămica, a mâncat pisica, toată mâncărica. Fimea mijlocie a învățat povestea asta acasă cu tica, tica, tica. M-a pupat mămica. Că a mâncat pisica, toată mâncărica. Că măsa nu bate. Și se duce la grădiniță și se jucau pe acolo. Și ea se aduce aminte, că e zdrângănită ca tasul, și aduce aminte. Tica, tica, tica. Și în timp ce zice ea, zice și altă colegă, cum ar fi la unison. Fac colega aici cum a bătut, aici cum a pupat. Și se întoarce a mea și... Nu e așa. Pe cum, că așa e, cum a bătut? Nu te-a bătut, domnule, te-a pupat, mămica. Nu, că m-a bătut, bă, ce așa. Și în timp ce ele se certau, apare a treia fetiță. Ce? De ce vă certați? Că aici că m-a pupat mămica, că m-a bătut mămica. De ce? Că a mâncat pisica toată mâncărica. Și fata a treia se gândește un pic, zice, păi ce pisica nu mănâncă și ea? Ca să vezi acolo. Runda a doua, nu? Da. Cu cine? Laura și Vani. Hai! Să vedem câte variante. Am întrebat 100 de români. Cum își dau seama colegii de serviciu că tocmai te-ai întors din concediu? Ești odihnit, relaxat. Avem, bravo. Ești bronzat. Sunt bronzat, eu sunt bronzat. Da. Avem, sunt bronzat. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc, Vali. Cum își dau seama colegii de serviciu că tocmai te-ai întors din concediu? Mi-am cumpărat ceva nou. Bun. Cum își dau seama colegii de serviciu că tocmai te-ai întors din concediu? Sunt relaxată. Ok. Costel, cum își dau seama colegii de serviciu că tocmai te-ai întors din concediu? Le ofer mici suveniruri, mici cadouri. Am înțeles. Aveți dreptul să vă sătuiți. Viorel, cum își dau seama colegii de serviciu că tocmai te-ai întors din concediu? Le arată fotografii. Le arată, domnule, fotografii. Corect. Corect. Foarte bine. Cum își dau seama colegii de serviciu că tocmai te-ai întors din concediu? Am mai multă poftă de muncă. Depinde unde mergi concediu. Acum și eu mai mint. Da, halul ăsta, domnule. S-a mai și uitat în ochii mei când a zis asta. Nu e acolo, să știi. Hai să vedem. Ce spuneți voi? Nu am chef de muncă. Am înțeles. Nu am chef de muncă. Am înțeles. Nu am chef de muncă. Am înțeles. Îmi intru mai greu în mână. Am înțeles. Patru variante, domnule, 66 de puncte. Cum își dau seama colegii de serviciu că tocmai te-ai întors din concediu? Mă adaptez mai greu, îmi intru mai greu în formă. Câștigă această rundă familia Radu. Sunt obosit. Sunt obosit. Cum? Sunt lefter. Aia e. Dați-mi voi, faceți și voi o chetă. Puneți și voi 10-20 de lei fiecare. M-am întors din Bali, vă zic, ne-am omorât. Am stat acolo la 5 sterne, am plimbat cu elicopterul, am mâncat doar fructe de alea de mare, de alea scumpe. Vă rog eu, ajutați-ne. Șez longul, nu mai vorbim, am dat 300 de euro pe zi, ce vorbești. Vin târziu la serviciu. Le aduc suveniruri. N-am niciun chef să fac treabă. Am revenit la birou. Da, nu știu, pe logică mă. Cum ar fi, ce vine după zi? Noapte? Cum?
da? Bine dispus. Cine a zis m-am îngrășat? Ia uite, cel mai slăbănou din echipă comentează de îngrășat. Te rog eu frumos, când vine vreo de îngrășat, lasă-l pe plantă. Ce-ai făcut? Am slăbit mult. Profesional. Adevărul e că dacă vii din Bali după 3 săptămâni, bronzat, relaxat, cu cântec de harpă, cu marea aia care face așa și dai de Codreanu primul lucru de aici, nu te întristești și tu? Dacă ai noroc să dai de Codreanu, da, dar dacă dai de plantă... Dacă dai de plantă, te bucuri. Da, că arată cineva mai obosit, mai prost dispus și în sfârșit pauză să revenim după aia. Runda A! 3. Perfecțiune! Cu cine jucăm? Adina și Tani! Bun, hai! Bă, cred pe cuvânt! Să vedem câte variante avem. Ehe, fix 8. Am întrebat 100 de români. Pe lângă undițe, ce mai are un pescar în barca lui? Râme. Râme, domne. Avem... Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Tavi. Pe lângă undițe, ce mai are un pescar în barca lui? Ac de pescuit. Joacă foarte bine mama ta. Da. M-a învățat și pe mine. Costel Fermecătoru. Pe lângă undițe, ce mai are un pescar în barca lui? Lichide pentru hidratare. Apă. La cum a zis-o, aia nu era apă. Avem. Pe lângă undițe, ce mai are un pescar în barca lui? Vâsle. Vâsle. Nu s-a gândit nimeni la ele. Pe lângă undițe, ce mai are un pescar în barca lui? Sacul acela de pus peștele. Sacul de pus peștele. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Adina, pe lângă undițe, ce mai are un pescar în barca lui? Ceva de mâncare. Sandwich, stă toată ziua la pescuit. Avem. Pe lângă undițe, ce mai are un pescar în barca lui? Vestă de salvare. Vestă de salvare. Avem. Pe lângă undițe, ce mai are un pescar în barca lui? Costum de pescar. Costum de pescar. Nu. Cum adică nu, domne? Păi te duci la pescuit în costum de zidar? Ce, te schimbi în barcă? Te schimbi unde vrei tu. 56 de puncte în joc. Flori, spune-mi. Pește. Pește. Plasa aceea care o arunci să adun peștele din apă. Ok. Minciot. Sau cum. Am înțeles. Alte undițe. Am înțeles. 3 variante. Pe lângă undițe, ce mai are un pescar în barca lui? Mincioc. Avem? Da. Câștigă această rundă. Familia Irofte. Ce mai avem, doamne, acolo? Motor. Pălărie. Ce? Pălărie, șapcă. Motor, șapcă. Pelerină. Pelerină, ce? Da, bere. Nu, e pește. Și semințe. Pește. Aoleu, aoleu. Plasa aia, nu văd ce el. Vaporaș pentru momeală, nu? Plase. Păi depinde, că ai voie și la plasă în unele cazuri. N-ai voie? Nu?
Nu mă pricep, nu-s pescar. Nu mai, trebuie. Nu mai ai voie deloc cu plasa la nicăieri, nici pe Dunăre, nici pe lac, nici pe nu? Ce? Ai voie dacă plătești. Ca pescar profesionist angajat, am înțeles, am înțeles. Peștele ăla stă în apă, nu stă cu bărbat. Care? Ce pește? Ăla de acolo, de la doi, dacă îl lași acolo în barcă, să-mi pute. Să-mi pute? Dacă îl țin barcă? Da. Păi avem acolo 19 români care a zis că ține peștele în barcă pescarul nostru. Înseamnă că mănâncă pește... Mai avem al doi care zice că are și apă în barcă. Voi vă dați seama ce probleme aveți? Are și apă în barcă. Da. V-am întrebat dacă se strică peștele sau nu? Ce, da, nu? Certați-vă cu pescarul. Ce aveți după mine? Ia uitați-vă. Ce am făcut eu? Ceva? M-ați văzut pe mine pe marginea drumului? Nu. Și are costum de pescar, da. Ne-a zis Costel. Nu știți cum e costumul de pescar? Cum e? Dar unde e? Păi are două. Runda a patra, puncte duble, cu cine jucăm? Incredibil. Abia de n-am înțeles nimic, dar se descurcă ei. Să vedem câte variante avem. 8. Am întrebat 100 de români. Ce meserie are un om despre care spui că are multe lucrări? Construcție. Construcție. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. O să jucăm. Mulțumesc. Flori, ce meserie are un om despre care spui că are multe lucrări? Avocat. Ok. Marian, ce meserie are un om care, despre care spui că are multe lucrări? Tâmplar. Avem tâmplar. Vali, ce meserie are un om despre care spui că are multe lucrări? Scriitor. Scriitor. Da. E acolo, bravo. Tavi, ce meserie are un om despre care spui că are multe lucrări? Sudor. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Marta, ce meserie are un om despre care spui că are multe lucrări? Stomatolog. Stomatolog. Da, da. Dar nu e acolo. Mai. Mecanic auto. Am înțeles. Profesor universitar. Am înțeles. Mecanic auto. Am înțeles. Mecanic auto. Am înțeles. Cinci variante. Viorelule, ce meserie are un om despre care spui că are multe lucrări? Instalator. A avut trei mecanici, un profesor universitar și a găsit un instalator. Dacă curge bateria. Câștigă această rundă familia Ierofte. Tu zici foarte bine când te trezești cu doamna apa prin casă. Hey, hey. Nu-l găsești. Cine v-a lucrat aici? Victor. Gropar. Victor. Artist. Electrician. Profesor. Fizician. Profesor. Bun. Și mecanic auto. A zis cineva constructor acum? Nu mai devreme, n-ai mai de zugrav. Aici n-a. Da, bine, și domnul Gropar e constructor, dar că el merge în... E pe minusuri. Da. Merge mai mult pe fundații. Am făcut o glumă cu un gropar și aplaudă jumătate de oră, deci că sunt incredibil. Runda A. 5. Punctele sunt duble. Jucăm cu Costel și Flori. Hai.
Să vedem câte variante. 7 sunt. Am întrebat 100 de români. Ce scrie pe un semn dintr-un restaurant? Stelele, categoria restaurantului. Ok. Rezervat. Okay. Avem rezervat. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Costel. Ce scrie pe un semn dintr-un restaurant? Fumatul interzis. Fumatul interzis. Favorit? Ce scrie pe un semn dintr-un restaurant? Primul. Nu-i panică. Tavi, ce scrie pe un semn dintr-un restaurant? Podea umedă. Aveți dreptul să vă sătuiți. Marta, ce scrie pe un semn dintr-un restaurant? Intrare. Bun. Florin, ce scrie pe un semn dintr-un restaurant? Bar. Bar. N-avem varianta asta, dar avem 102 puncte în joc. Să vedem ce spuneți voi. Vă ascult? Locul unde se află toaleta. Am înțeles. Numele restaurantului. Am înțeles. Acces interzis animale. Am înțeles. Locul toaleta. Am înțeles. 4 variante, 102 puncte în joc. Fiorel, ce scrie pe un semn dintr-un restaurant? Toaleta. Da? Da? Câștigă această rundă familia Radu. Ce mai avem în rest? Bucătărie. Cum? Bucătărie? Atenție la ușă. Nu dăm pe datorie, ai zis? Iată. Când te gândești la joaca asta noastră, de se numește Ce spun românii, sunt unele întrebări despre care spui, păi ce mare întrebare a spus, mă, că nu e. Și totuși răspunsurile, câteodată te dau peste cap. Închis, deschis, rezervat, toaletă. Runda A. 6. Puncte triple. Jucata din față. Trăiți. Să vedem câte variante avem. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Ce îi oferă primarul unui oraș, unui cetățean de ispravă, în semn de prețuire? Diploma. Bun. Un teren. Teren. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc. Ce îi oferă primarul unui oraș, unui cetățean de ispravă, în semn de prețuire? Flori. Flori, domne. Da. Flori. N-avem varianta asta. Ce îi oferă primarul unui oraș, unui cetățean de ispravă, în semn de prețuire? O medalie. O medalie. Da. Pe piept. Avem. Ce îi oferă primarul unui oraș, unui cetățean de ispravă, în semn de prețuire? Titlu onorific. Titlu onorific. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Ce îi oferă primarul unui oraș, unui cetățean de ispravă, în semn de prețuire? Îi mulțumește în cadrul unei festivități publice. Okay. Îi aduce mulțumiri. Ok, ok. N-avem varianta asta, dar hai să vedem dacă aveți voi altceva. Mulțumiri. Am înțeles. O recompensă. Am înțeles. Denumirea unei străzi. Am înțeles.
Deci dă denumirea unui cartier. Ok. 6 variante. 99 de puncte, Marian. Dacă îmi dai 1, 4 și orice de la 5 la 8, inclusiv, câștigați punctele, runda și jocul. Ce îi oferă primarul unui oraș, unui cetățean de ispravă în semn de prețuire? Să-i poarte numele o stradă. Ok. Câștigă runda și câștigă jocul. Familia Radu. Ce mai avem acolo? Statuie. O stea. Statuie, stea, cheia orașului. Statuie. Bun. O strângere de mână. O stea. Avem și stea. O recompensă în bani. Recompensă, bani. Cheia orașului. Am încercat cu bucățica de teren. Nu s-a dat. O scutire de taxă? Plachetă omagială. Ce-a făcut un muzeu? Ești fiartă să afli ce-a făcut ăsta de ispravă, nu? Eu i-aș da și o coroană de laur, așa. Ce? La statuie pune și o coroană mai măricică. Da, și dă și loc de bine. Așa, semne omagă. Eu vă zic o treabă. În România nu e combinație să se ajungă nume de stradă sau să ai statuie. Că, prin definiție, la noi nu mă întreba de ce, trebuie să fii mort. Da, da. Nu mai ai nicio bucurie. Da, da. Știi? În America am văzut că e omul viu, are încă puls, are și nume de stradă, că a făcut ceva de izbravă. La noi e pe genul, mișcă, nu, gata, hai, pune. Geap, avem stradă. Nume de stadion, dacă de încă ceva, are puls, depinde nu-i de om, de ce face. Ce anume? Nume de stadion, de cum e. Da, tot pe deces, pe partea aia. Din tot ce e acolo, numai două, trei. O masă. Insignă, exact. Unghie în gât, ia o insignă, ia, hai, șt, acasă. O insignă mare. Recompensă. Bani. Premium bani? Da, recompensă. Steag, dar de care steag? De care steagă-i de? E bine să fii de ispravă, dar... Bani, nimic. Nimic, bani. Ce, nu, asta mie îmi place cu steagul. Mie îmi place, mai ales dacă scrie ceva pe el, sunt momente importante din an când îl arborezi, îl scoți la balcon, faci, e frumoasă treaba. Aia cu insigna e... Oricum, eu de-abia aștept să merg pe strada plantă-vodă. Vă zic... Am te așteptat, nu? Mergem mai departe în runda Fulger cu familia Radu și ne luăm la revedere de la familia Ierofte. Toate bune, domnule! Să rămână! Mulțumim! Toate bune, tavi! Toate bune, Marta! Să rămână tot! Florie, uitați-vă, mă! 40 de puncte ne-a lipsit. Ai văzut, Florie, da, mersi, pa! Băi, băiatule! Pauză scurtă, revenim! Rundă Fulger, două manșe, cu cine? 1, 2, haideți! respectiv 25 de secunde. Încep cu... Ne vedem mai încolo. Cinci întrebări, secundele trec din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Nu știu un răspuns, pastea ce mai departe ne întoarcem. Jucăm? Jucăm. Baftă. Să fie. Am întrebat 100 de români. Ai primit de la serviciu un coș de paște. Ce conține? Cozonac. În ce pom te sui într-o livadă? Cireși. Cum poate fi o față de masă? Brodată. Unde anume găsești o pânză de păianjen? În colțul sus, la tavan. Ce are vecinul în curte și ai vrea și tu? Gazon.
Ok. Ok. Bun, bun. Vreți să vedem? Da. Haideți. Ai primit de la serviciu un coș de paște. Ce conține? Cozonac. Bun. În ce pom te sui într-o livadă? Cireș. Favorit și ăsta, bravo. Cum poate fi o față de masă? Tu mi-ai spus? Brodată. Bun. Unde anume găsești o pânză de păianjen? Și tu ai spus? În colțul peretelui cu tavan, în colț. Sus de la tavan. Sus de la tavan, în colț. Foarte bun răspuns. Ce are vecinul în curte și ai vrea și tu, ai zis? Gazon. Gazon. Și fi zis elicopter. N-am vecin cu elicopter. Niciodată, zic așa ca idee. 117. Nu e rău deloc, mulțumesc, Costel. Da. Și vine acum Viorel. ...25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știi un răspuns... Pas. Mergem mai departe, ne întoarcem la final. Dacă n-ai un răspuns, aude sunetul acesta. Înseamnă că am primit deja acel răspuns de la Costel Fermecătoru. Și trebuie să dai repede un alt răspuns. Gat. Jucăm? Da. Baftă. Mersi. Ai primit de la serviciu un coș de paște. Ce conține? Cozonac. Altceva. Vin. În ce pom te sui într-o livadă? Măr. Cum poate fi o față de masă? Albă. Unde anume găsești o pânză de păianjen? Într-o casă veche. Ce are vecinul în curte și ai vrea și tu? O mașină? Nu. Ok. Ok. Vreți să vedem? Da. Sigur? Da. Hai să vedem. Viorel, ai primit de la serviciu un coș de paște. Ce conține? Vin. Favorit, cozonac. Apoi avem... Vin, ouă roșii, ciocolată, pască, drob. În ce pom te sui într-o livadă? Mi-ai spus? Măr. Măr. Favorit, cireș. Apoi avem... Măr, prun, nuc, vișin, cais, corcoduș, păr. Cum poate fi o față de masă? Mi-ai zis? Albă. Favorit? Albă. Apoi, colorată, rotundă, curată, cu flori, cu pătrățele, murdară, pătrată. Unde anume găsești o pânză de păianjen? Mi-a spus? Într-o casă veche. Favorit? La colțuri, în colțuri. Apoi? Pod. Apoi? Tavan. Apoi? Casa veche. Perete. De-abia acum urmează. Casa veche? Sub pat. Vine în copac și apoi avem... Nu știu. Beci. Beci. Ah, care e și ultimul veche. Pe listă, în sfârșit, ultima pe listă, cămara. Ce are vecinul în curte și ai vrea și tu? Mi-ai spus? O mașină nouă. O mașină nouă. Avem 190 de puncte. Lipsesc 10. Reușim? Nu. Nu? Nu. Nu, dar adevărat. Favorit? Piscină. Piscină. Apoi avem foișor și apoi... Leagăn. Leagăn.
După leagăn urmează garviu, grătar, terasă, gazon, balansoar. Noi reușim de a merge mai departe, foarte aproape Viorel. Bravo vouă, bravo Costel, haideți cu toți în coace. Să nu fiți supărați, mergem mai departe. Da. Cel de-al treilea joc, nu? Da, da. Bravo, bravo, foarte bine. Haideți, Marian, haideți și voi. Pentru astăzi ne-am oprit, dar desigur mergem mai departe. Dacă vreți să veniți să jucați alături de noi, castingarom.protv.ro, suntem aici, vă așteptăm cu drag. Să fiți sănătoși! Ba-ba-ba-ba-ba-ba!